Doamnelor, domnilor, continuăm în emisiunea noastră. Primăria Baia Mare riscă să fie executată silit dacă nu plătește o parte din facturile restante către societatea Adrusal. S-a întâmplat asta nu odată, iar acum sunt din nou anumite întârzieri despre care vom discuta astăzi cu domnul Mihai Apan, directorul SC Adrusal SA Baia Mare. Bună seara, bine ați revenit în studioul nostru. Vă mulțumesc pentru invitație. Punem astăzi în discuție problema acestor întârzieri pe care le are încă primăria Baia Mare și a faptului că în urma hotărârilor judecătorești de executare silită vă recuperați banii. În ce stadiu sunteți astăzi? Deci în momentul de față să vă spun care este statutul datoriilor. În total avem în jur de 14,5 milioane de lei datorie, în care 1,7 milioane sunt penalități de întârziere. 10,8 milioane sunt datorii scadente care au depășit 45 de zile, deci generează alte penalități de întârziere și 6,8 milioane sunt cele care au depășit 90 de zile pentru care putem să oprim serviciu cu o notificare de 15 zile lucrătoare. Deci, aceste 10,8 milioane lei, care sunt datorii scadente, vor și generează penalități de întârziere, ne vor da dreptul să aplicăm aceste penalități prin facturi în momentul când vor fi plătite. Deci, s-ar putea să ajungem la o valoare dublă datorită penalităților de întârziere, datorită faptului că nu se plătesc la timp. Acum, se argumentează tot felul de idei, cum că procedura de avizare a situațiilor de lucrări, modul în care se fac facturile, nu respectă contractul, dar interesant este că în continuu avem executări încuviințate de judecători, ceea ce contrazice acest argument. De altfel, vineri am primit o solicitare din partea primăriei în care ni se cerea numărul de cont în care să ni se transfere niște fonduri ca urmare unor hotărâri judecătorești. Și surpriza plăcută a fost că am răspuns la această adresă, într-o adresă pe care am înregistrat-o la Registratura Primăriei Baia Mare, ceea ce a fost, de fapt, surpriza plăcută, pentru că de vreo 5-6 luni s-a dat ordin la registratură să nu fie primite adresele noastre. Și atunci recurgeam la poștă cu confirmare de primire, iar în cazul facturilor, chiar la executor judecătoresc, care toți înseamnă costuri suplimentare. Deci, urmează să primim niște bani, suntem deja marți, încă nu am primit, dar probabil că vor veni câteva milioane de lei din ceea ce avem deja hotărâre judecătorească. În rest, absolut toate facturile care devin scadente, nu avem altă soluție până când nu se va ajunge la o înțelegere din partea primăriei Baia Mare ca acestea să fie plătite în timp și vom renunța la această procedură. Din păcate, din toată această procedură și din aceste procese, de pierdut are municipiul Baia Mare și implicită băimărenii. Bineînțeles, pentru că odată banii care trebuie să asigure aceste penalități de întârziere vin din bani publici, care bineînțeles că ar putea fi această hemoragie de fonduri publice, ar putea fi oprită de Curtea de Conturi. În mod normal, nu este normal ca publicul să suporte niște costuri pentru faptul că cei care trebuia să asigure plata nu au făcut aceste plăți în timp legal. Asta este ceva ce nu este fair pentru populație. După cum nu este fair ca noi acum, din punct de vedere al relației noastre cu populația, să oprim serviciul de salubrizare, pentru că, după cum v-am spus, avem 6,8 milioane lei facturi în valoare de această sumă,
care ne dă dreptul să dăm o notificare pentru oprirea serviciului. Dar probabil că va trebui să o facem pentru că avem probleme foarte mari de cash flow. De ce sunt generate aceste probleme de cash flow? Deci încasări de bani față de necesitatea de a cheltui acești bani. În contractul pe care l-am câștigat în urma licitației la colectare și depozitare, există termen de plată de 45 de zile, după care se adaugă penalități de întârziere și încă 45 de zile, deci în total de 90 de zile, după care avem dreptul ca să oprim serviciul. Problema este că aceste condiții de plată urmau să fie suportabile în condițiile în care aveam infrastructura la dispoziție, adică existăm, noi suntem și operatorul de depozitare și operatorul de colectare și era o relație financiară între noi și duceam gunoiul la 25 de kilometri distanță, deci dus întors 50 de kilometri și nu la 250 de kilometri distanță, dus întors 500, de 10 ori mai mult, la Târgu Mureș. Pe de altă parte, la Târgu Mureș trebuie să plătim în avans costurile. Deci ei, de ce? Pentru că asta este condiția lor. Ei pun condițiile pentru că ei sunt cei care operează rampa, autoritatea contractantă fiind adică Consiliul Județean Mureș. Că ei trebuie să aibă garanția, pentru că altfel noi putem să depunem 4.000 de tone și la sfârșitul lunii să facem contract cu Oradea și lor să nu ne mai plătim și atunci trebuie să treacă prin tot felul de proceduri de executare silită și așa mai departe, care dat în judecată, care poate să dureze până la 2 ani de zile. Și atunci noi, de exemplu, pentru luna august, plătim în jur de 900 de mii, 1 milion de lei în avans ca să putem să ducem din 1 august până la 31 august deșeuri. Iar aceste bani, având în vedere cele 90 de zile, îi încasăm 3 luni, adică pe la sfârșitul lui octombrie. Deci asta este o perioadă de timp în care noi trebuie să punem de undeva bani. Și atunci mergem la bancă, care ne ia niște costuri financiare extraordinar de mari, după cum știți, absolut toate breaking news referitor la relația dintre un client și o bancă sunt dezastroase. Acest robor care a crescut de la sub 3% a ajuns, după câte am înțeles, până la peste 7%, care face ca datoria să crească la 80%, aproape se dublează. Deci sunt niște proceduri care trebuie să le facem, pentru că noi trebuie să ne plătim motorina la transportator. Transportatorul ne așteaptă 15 zile, nu 90 de zile. Trebuie să plătim salarii, motorina pentru mașinile noastre, furnizorii de servicii și de piese de schimb. Deci aceasta este o problemă foarte mare pentru noi și pe undeva se compensează cu penalitățile de întârziere pe care le vom recupera tot după un timp foarte îndelungat de la Primăria Baia Mare și care nu este corect pentru populație, care pentru acești bani ar trebui să primească alte servicii. Aveți informații în plus legate de sistemul de management integrat al deșeurilor? Deci știu din ce am auzit și din ce s-a spus prin presă că referitor la Centrul Integrat de Managementul Deșeurilor de la Sârbi, Fărcașa, s-a finalizat perioada de proiectare și urmează ca să înceapă execuția, după cum ni s-a spus din partea autorității contractare, care este Consiliul Județean, trebuie ca să înceapă lucrările să fie finalizate anul viitor. Problema este că contractul de depozitare finală la Sân Paul, județul Mureș, a început în data de 15 aprilie, pe 6 luni, deci se încheie pe data 15 octombrie. Așa că trebuie să depunem eforturi susținute împreună cu și pentru acest contract s-a
A fost o conlucrare între Consiliul Județean Prefectură, care a ținut relația cu Consiliul Județean Prefectură din Târgu Mureș, și noi, care de asemenea am intervenit la Consiliul Județean Mureș și la managementul firmei Iridex Group, care este operatorul. Fără acordul lor nu se putea face această prelungire. Așa că este o perioadă incertă. Va trebui să găsim, pentru că știm că Oradea nu ne primește, știm că Aradul nu ne primește, nu s-au răzgândit. Știm că Satu Mare sub nicio formă nu o să putem să depunem acolo, cu toate că i-ar avea disponibilități din puterea volumului. Așa că trebuie să insistăm probabil tot pe Târgu Mureș. Interesantă este relația cu Satu Mare, cu toate că suntem aici foarte aproape. De ce nu se pot înțelege reprezentanții celor două consilii județene? Și cu atât mai mult cu cât patronii firmei Gădusal sunt din Satu Mare, da. Și eu sunt din Satu Mare. Eu am crezut că va fi o problemă doar de organizare și de... Ar fi fost factorile mai mici dacă duceam gunoiul la Satu Mare? Era mult mai ieftin, drumul este drept, puteam obține o rată mai ușoară, mai suportabilă de la transportator, tarifele lor sunt foarte bune, mă rog, taxa de mediu este aceeași indiferent unde o duci, dar trebuie ca să se treacă prin Consiliul Județean. Consiliul Județean este autoritatea contractantă, a lor este și... ei și operează rampa de la... Da, s-a dat vreun răspuns oficial de ce nu acceptă gunoaiele din Maramureș? Deci se leagă de... Cu toate că denumirea gropii de gunoi de la Doba se numește Centru Regional pentru Deșeurile Generate în Baia Mare. În Satu Mare, mă scuzați. Dar... În mod normal, toate aceste investiții sunt făcute și calculate pentru o perioadă de timp, pentru ca să poată face față la deșeul generat în acel județ pe această perioadă de timp. Deci există o rezervă, pentru că deșeurile după depunere se uscă, își micșorează volumul până la 40%, deci dacă este un 500.000 de metri cubi o celulă, în mod normal, prin aceste procese chimice și, de fapt, biochimice de degajare a levigatului, fermentare, se face o scădere de volum și ar putea să încapă până la 700.000, deci 200.000 de metri cubi. Și din cauza aceasta nu înțeleg, pentru că 200.000 de metri cubi, având în vedere că tarifele sunt lei pe metru cub, ar genera un venit suplimentar față de cel calculat și problema este că nu se dorește. Vor să-și păstreze această rezervă pentru dânsii și nu se poate forța acest lucru. Am intervenit la Ministerul Mediului, am cerut intervenție total, pur și simplu formală, la Agenția Națională de Protecție a Mediului. Ei sunt oameni binevoitori, pentru că și ei doresc ca sistemul să funcționeze în toată țara, dar nu există posibilitatea decât cu aprobarea în Consiliul Județean Satu Mare și cu aprobarea Agenției de Protecție a Mediului din județul Satu Mare. Nu înțeles. Pe de altă parte, aveți acum o relație bună cu ATI Deșeuri Maramureș și am înțeles că veți face și anumite campanii împreună? Deci, da, am avut ieri o discuție foarte pozitivă cu domnul Dobocan, în care se vor face niște echipe mixte, în care se vor urmări modul în care cetățenii respectă procedura de colectare selectivă, în sensul că să avem peturi numai la peturi și nu și la fracția umedă colectată în amestec, și vom face și niște sticăre în care probabil că dacă veți avea o întâlnire cu domnul Dobocan vă va explica mai detaliat pentru persoanele care
la care se găsesc un amestec substanțial mult mai mare de peturi, de exemplu, sau de aluminiu în pubela de fracție umedă, unde n-ar trebui să fie fracție reciclabilă, se va lăsa acea pubelă neridicată și se va pune un sticker pe care va scrie exact motivul pentru că nu s-a ridicat. Deci este o... Doar așa pot fi oamenii constrânși ca să respecte colectarea aceasta. Deci este o idee și o foarte bună din partea ADI-ului, care va fi însoțit și de poliția locală. Sperăm că poliția locală nu o să ne dea nouă amendă și pentru asta, pentru că... Ați mai primit amenzi? Primim săptămânar serii de amenzi. Le contestați în instanță și plăcerea? Le contestăm în instanță, bineînțeles. Ați pierdut vreun proces? Le-am dat la un avocat specializat pe acest lucru. Avem tot felul de dovezi în care putem arăta judecătorului dacă a fost întemeiată sau nu, din punct de vedere realistică, această amendă a lor. Sunt situații ca, de exemplu, dacă cetățenul își parchează mașina în fața zonei, în fața centrului gospodăresc pentru depunerea deșeurilor, în vederea colectării, și noi nu avem acces ca să intrăm, sau strada este foarte îngustă și din cauza mașinilor parcate nu riscăm să facem, să deteriorăm bunurile oamenilor, mașinile respectiv. În cazul ăsta noi facem o poză și nu mai intrăm. Și atunci peste 5 devine poliția locală și constată că cel deșeu nu a fost ridicat. Sunt tot felul de situații. Dar în marea majoritate a situațiilor avem documente, avem sisteme de monitorizare GPS prin care putem dovedi că am fost la locațiile respective. De asemenea, sunt străzi înguste în care nu se poate intra cu mașina, pentru că dacă intră nu are loc unde să întoarcă, și atunci mașina se oprește jos la baza străzii și oamenii merg pe jos ca să ridice acele deșeuri de la câteva case care sunt acolo, iar din punct de vedere al GPS-ului, GPS-ul va arăta că mașina de fapt n-a intrat pe strada respectivă. Deci toate acestea avem dovezi și ne putem apăra în instanță cu ele. Spuneți-mi, dacă în mediul rural, acolo unde aveți contracte cu primăriile, situația s-a îmbunătățit, oamenii au început să învețe cum e să colecteze selectiv? Da, pot să spun că în Baia Mare gradul de modul în care se respectă gradul de conformare a fracției uscate este mult mai bună decât în celelalte localități, cu excepția a 2-3 localități, dar în mod normal este tendința ca fracția uscată, deoarece având un tarif mai mare de colectare și de depozitare, lumea tinde ca să pună fracția uscată la fracția umedă. Am avut o înțelegere care în unele OAT-uri funcționează, astfel încât în zilele când avem programe în acel OAT, primăria ne pune la dispoziție fie un membru din Consiliu, fie o persoană mai energică, mai de încredere, mai cunoscută, fie chiar poliția locală din acea localitate, care urmăresc mașinile noastre și pot să constate exact modul în care se face. Dar există, de exemplu, am pornit de la 5% fracție uscată față procentaj raportat la cantitatea totală și am ajuns până la 10%, care încă este departe de 30%, sau peste câțiva va ajunge la 50% ca și greutate. 50% greutate înseamnă 75% volum, pentru că fracția uscată are greutate specifică mult mai mică decât fracția umedă. Deci este încă mult de lucru în acest sens. E nevoie de informare. Am văzut că și pe site-ul dumneavoastră, drusal.ro, aveți niște detalii importante. Ce aruncăm în acele recipiente, ce nu aruncăm. Nu știu în ce măsură oamenii cunosc toate aceste detalii.
Cunosc pentru că noi am trimis către OAT-uri niște notificări, niște cărți tehnice în care ei trebuie ca să le explice la oameni, să le arate exact care este. În mod normal, OAT-ul primește de la OIREP, este o agenție care cointeresează colectarea selectivă și dă niște bonificații care, în mod normal, dacă absolut tot ce este fracție uscată s-ar pune numai la uscat și atunci în fracția umedă ar fi zero reciclabile, aceste bonificații ar compensa costurile cu fracția uscată. Deci oamenii trebuie să înțeleagă că dacă pun separat, tariful nostru va rămâne acolo, dar de la aceste societăți neguvernamentale care urmăresc acest lucru și la care noi le dăm rapoarte, primăria va primi niște bonificații și în mod normal nu va merge către, asta depinde și de responsabilitatea primăriei, nu va merge către oameni plata fracției uscate, vor plăti numai fracția umedă. Și o să fac așa o scurtă recapitulare. Acolo unde se aruncă în recipientul galben, da, ambalajele din plastic și metal, da, scrie la dumneavoastră pe site că nu aruncăm jucării din plastic, folii de aluminiu, ambalaje din plastic contaminate cu alimente, adică cele foarte murdare, ambalaje cu ulei de motor sau substanțe corozive. Unde le aruncăm pe acestea? Deci, aceste sunt, unele dintre acestea fac parte din deșeuri periculoase, unele dintre ele au substanțe care și acestea trebuie aruncate la fracția umedă. Deci la fracția umedă. Asta trebuie pus la fracția umedă și urmează, conform legii, va fi foarte greu de implementat, dar oamenii trebuie să înțeleagă. Urmează, am și vorbit cu domnul Dobocan despre acest lucru, începând de anul viitor, va trebui fracția umedă să se pare în două fracții. Va fi fracția biodegradabilă, care înseamnă resturi de mâncare, fructe și așa mai departe. Și din aceste deșeuri, fracție uscată, contaminată, hârtie contaminată, plastic contaminat, care se va duce separat. La deșeuri din sticlă. Aruncăm sticlă, borcane, cioburi de sticlă și alte obiecte din sticlă, dar nu aruncăm becuri și neoane, oglinzi, porțelan și ceramică, sticlă rezistentă la temperaturi înalte. În mod normal, acestea trebuie... Unde le aruncăm? Acestea trebuie date către firme specializate pentru acestea. Și sunt la supermarketuri, da? Sunt la supermarketuri acelea, da. Iar la deșeuri din hârtie și carton, se știe clar, pungi de hârtie, cutii și ambalaje din carton simplu sau ondulat, hârtie de scris, ziare și reviste, cărți și caiete, dar nu aruncăm hârtia contaminată cu alimente și hârtia cerată. Da, o punem, după cum am spus, deocamdată la fracția umedă. Ca să facem și un pic de informare, iar la deșeurile mixte menajere, așa cum spuneți, deocamdată le aruncăm toate acolo, la grămadă, dar nu aruncăm bateriile, agenții de spălare și curățare, medicamente în niciun caz. Medicamentele se pot returna anumitor farmacii, deși și acolo e cu cântec, pentru că nu prea vor să le primească medicamentele expirate. Uleiuri auto, lichide de frână, substanțe chimice. Acestea nu se aruncă la deșeuri mixte, ci în alte... Deci, în mod normal, acele nu sunt deșeuri menajere. Da. Dar oamenii trebuie să știe. Sunt foarte multe informații care trebuie făcute pe viitor. Aveți în plan și dumneavoastră anul viitor, cel puțin o campanie intensă pe lângă ADI deșeuri? Deci facem campanie, expunem pe toate posibilitățile pe internet. Avem o firmă care se ocupă de o campanie de genul ăsta care de obicei apare pe Facebook și pe pagina noastră de internet. Și pe Facebook poate fiecare cetățean interesat să vă lasă mesaje sau unele semnalate? Nu avem pe Facebook, dar avem un compartiment care se ocupă de relații cu publicul, unde este un număr de telefon și se preiau toate acestea. Eu am o situație separată care urmăresc ca absolut toate reclamațiile care vin să fie rezolvate. Acum, sunt situații în care în programele de colectare pe care le avem și care începe la ora 8, bineînțeles că nu putem fi la ora 8 în fața tuturor caselor. Programul începe la ora 8, se termină pe la ora
3-4 după masa. Deci dacă la străzile la care am început, la ora 8, se scoate pubela la ora 10, bineînțeles că va fi o reclamație în care se va spune, domnule, n-ați venit să ridicați. Cu toate, noi verificăm pe GPS, mașina a trecut pe la acea adresă, dar atunci probabil nu erau scoase afară. Dar avem mașini de intervenție autoutilitare care vor veni în cazul ăsta, am primit un telefon, o trimitem și o rezolvăm. O problemă pe care o mai avem este faptul că contractele pe care le facem cu agenții economici sunt contracte directe, nu mai trecem nici prin UAT, nici prin ADI, cu excepția UAT-urilor care sunt la distanță foarte mare, au agenți economici mici și nu merită ca să ducem o mașină la 50 de kilometri și să aducem câteva kilograme de eșeu. Acolo am făcut o înțelegere cu primăria în care ei vor prelua și aceste deșeuri. Dar în mod normal sunt două fluxuri de deșeuri diferite și în Baia Mare, unde există un număr foarte mare de agenți comerciali, avem vreo, noi avem contracte cu 3500, avem tot felul de situații în care sunt până la 8000 de agenți economici. Bineînțeles că sunt și agenți economici cei care își desfășoară activitatea la casă, care practic au maculatură și cantități foarte mici, dar sunt agenți economici mari, cum sunt magazinele, care în mod normal trebuie să își păstreze fluxul de deșeuri separat numai în cadrul contractului cu noi. Avem însă reclamații, mulți dintre aceștia vin și ne spun că primesc presiuni din partea primăriei, în care li se spune că au obligația să rezilieze contractul cu noi și că să facă contract prin primărie. În primul rând, ce fac acești agenți economici care doresc acest lucru este că vor își pun deșeurile în spate la fluxul deșeuri pentru persoane fizice, ceea ce din punct de vedere legal este interzis. Și noi, pentru cei care spun că nu au loc pentru o pubelă, ceea ce ar trebui, le aducem saci și avem programe pe toate arterele principale în care vin mașini și ridică deșeurile de la agenți economici. Deci, cei care sunt solicitați prin tot felul de mijloace, inclusiv poliția locală, vă spun din informații clare pe care le avem, este ilegal să reziliați contractul. Puteți să reziliați contractul cu noi, pentru că noi nu vă putem obliga, dar în acel moment noi trebuie ca să notificăm primăria, ca și primăria să știe că acel este fără contract, și Garda de Mediu. Garda de Mediu va veni și va constata ilegalitatea și se va lăsa probabil cu sancțiuni, amenzi foarte mari. Propun că într-o viitoare emisiune să dezbatem și această problemă a ridicării deșeurilor de la agenții economici. Da, sigur că da. Mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă mai așteptăm. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. O seară bună, la revedere!